Continuăm să descoperim povești și produse locale pline de savoare. Iată-ne așadar ajungi și la fabrica de bere curent, unde Virgil Dorobanțu și soția sa Elena creează un gust nou, care să fie pe placul iubitorilor de bere craft. Pentru că îmi place berea și pentru că place berea oamenilor, aș putea să spună. E ceva care face parte din noi, din Cultură, Nu, noi bărbați ieșim la o bere. Pentru că berea craft este o bere care este făcută la mână, cum ar zice. Adică fiecare etapă a procesului de fabricație este supravegheată de un om, de berar în special, că el o face. Se mai folosește termenul artizanal, bere artizanală. Nu prea sunt de acord cu termenul ăsta pentru că uneori artizanal uh, duce la ideea că este făcut cu uh, ustensile sau cu instalații improprii, neigenice și așa mai departe. Ceea ce nu este adevărat. De asta nu îmi place să folosesc uh, cuvântul artizanal. Dar sunt de acord că partea de artizan alberii, da, este mult... Uh, este mult mai elogventă pentru această bere. Într-adevăr, berarul își pune ideea în acea bere pe care o face, este modul lui de a vedea berea al lui sau al celor din jurul lui, al prietenilor, al cunoștințelor, oarecum al trendului. Câteodată. Câteodată, da, nu e bine să mergi cu trendul. Înseamnă că nu mai ești original. De mult cochetam cu berea și eram foarte curios cum să face berea, dar eu știu, aveam 18 ani, 20 de ani, când mă tot întrebam și erau perioade, treceau, uitam, mă luam cu altele. Cu berea a fost când cu adevărat am băut o bere care a fost total diferit de tot ce băusem, în general berele care se găseau și la care aveam acces ca și consumator. E, în momentul ăla când am băut acea bere, aș putea să spun, nu știu dacă este... Berează a numit Triple Carmelit. Și de momentul ăla mi s-a schimbat totul despre ce înseamnă bere. Și am început, de ce așa bere asta și, și totul luni, din aproape în aproape, din aproape în aproape, am început să, ca toți berarii, cred că toți au început ca humbriuri, făcând bere acasă și tot testând și tot bând cu prieteni, e bună, nu e bună. Adică căutam validare a ideilor care se nășteau, se întăreau, se deveneau mult mai, mult mai pregnante. De altfel, îmi plac foarte mult belile belgiene ca mod de a, de a fi și ca, și la complexitate. Sunt foarte echilibrate. Îmi plac și belile americane, dar uneori limita se duce foarte repede, foarte departe. Puternic hameate, uh, numai hameiul este vedet, malțul nu se mai simte uneori nici alcoolul, pe când berile belgene sunt puțin mai echilibrate. Avem trei beri momentan. Nu am avut oarecum curajul să mă duc. Nu e o problemă, pot să fac 100 de beri. Dar mă gândesc întotdeauna ce se întâmplă cu cel care mi le cumpăr, care până la urmă este, este o activitate economică. Dacă nu vând, închid poarta. Și am încercat să aleg trei tipuri de bere. Trei tipuri de bere oarecum reprezentative ca și, ca și cultura berii. Avem o bere, oarecum o bere ca filozofie, care este o bere americană, pentru că hameiurile sunt în lumea nouă, sunt ha, acele hameiuri și trice pe care se folosesc, sunt cunoscute în general în ipa uri Avem o bere comun am putea să spunem, este o bere continentală, este mai apropiată de pilsnerul care îl cunoaștem, pilsnerul cehesc, și o bere care este tipic belgian, am un triple, un 8% alcool, În mod normal el ar fi trebuit să fie puțin mai tare, dar am zis că nu, e mai bun 8, dacă îl ești treci și cu el clasa decât cu un 9 sau cu un 10. Sunt mai multe mai multe categorii de barbell, nu neapărat triple. Există și un double, există și un single nu mm. trapistes. Dar triple este o bere care mie îmi place. Este o bere foarte echilibrată, are cam tot ce îi trebuie să simte aroma de drojdie, tot ce înseamnă, tot ce poate să scoată aroma mai, drojdia mai bun. Hameiurile iar sunt nu foarte pregnante, sunt malțurile să simt cam tot ce înseamnă acolo, miere, nucă, biscuit, pâine. Este o bere care are o istorie oare, o istorie modernă, relativ recent, undeva până în 1950. A fost categorisită ca și un triple. El cred că exista mai de mult, este o istorie veche. General simplist, lumea spune în ceea ce este adevărat. Lume, Berari. Că să folosesc de trei ori mai multe ingrediente. Mm. aș putea să spun că se folosește de trei ori. O ați de două ori, jumate, două date și jumătate. Depinde la ce ne raport în față, de ce bere. De trei ori mai mult. Mm. Este o poveste mai veche prin care berarii, vechi Berari, foloseau malțurile, fiind foarte scumpe. Malțul știți că este bobul de cereal încolțit și uscat. Și ca să aibă un randament mai mare, extrageau mustul de bere din același malț în mai multe etape. Prima etapă era un must mult mai concentrat, care îl puneau separat. Ei stau o etapă de mijloc, în care mustul era într-adevăr mai mult, dar o concentrație de zaharuri mai mică și ultimul must era un must foarte, foarte slab, ca și zaharul, dar foarte mult lichid. Ei, și în momentul ăla, având trei musturii, încercau și le combinau. Le puteau pune la fermentat separat sau luau de mustul dulce și mai adăugau un ultim mus ca să-i ridice, dar în momentul când berile erau puse la butoi, le-au puse la butoi, să trăgea un X pe butoi. Și pentru cea mai slabă bere să punea un X. În, 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 pivniță nu mai știa berarul ce bere are sau cel care se servea în cea care era oarecum un bere medie, să trăgeau două X-uri și în a treia bere, care era cea mai tare, cea mai de fală pentru el, era gloria pentru el, să trăgeau trei X-uri. Și de acolo vine o triplă, un double, un single. De la cum erau însemnate butoaiele. Și de aici a fost dusă în cuvântul triple. Cam asta am, am citit, m-am informat și cred că este cea mai veridică ce mai veridică dintre, dintre explicații, de ce triple, de ce double și de ce single. Am atât de multe beri pe care vreau să le fac, dar e frică asta de a nu te bilua, dar nu te duce, de a nu cople și consumatorul. Și așa, consumatorul mă întreabă, berile astea cine le-a făcut? Ce firmă le-a făcut? În general, cam ce cunosc în piață. Eu te-au scos o nouă bere bună. Iar spune, Este berea noastră, să făcută de noi, este făcută la bărsoiul, la stoile și este bere din bulcea. Hai, domne, avem noi. Avem. Pentru că oamenii își imaginează că nu pot exista decât niște coloși mari, imeniși și așa mai departe. Este, nu, bere craft asta înseamnă. Ceva care este flexibil și poți să controlezi și poți în orice moment să intervii mai puțin în procesul de, de fermentație al berii, pentru că este o vorbă. Berarea o vorbă. Noi facem mustul de bere. Drojdia face berea. Camia este hai să spun vedeta care nu, nu prea o băgăm în seamă. Restul celelalte sunt adjuvante. Chiar și malțurile, chiar și... Dar, într-adevăr, drojdia este definitorie în tot ce înseamnă în tot ce înseamnă bere. Îmi place mie să spun că dioxidul de carbon este produs în mod natural. Este produs în mod natural pentru că noi aplicăm acestei, acestei bere a doua fermentație în a doua fermentație, care se face în sticlă. Deci în momentul când se îmbuteliază, adăugăm un mic must dulce, o mică cantitate de must dulce și o mică cantitate de drojdie. Și ea are o nouă fermentație, pornește o nouă fermentație în sticlă. De aceea este și acea cameră caldă pe care v-am arătat-o în, în fabrică, în berărie. Dar bioxidul de carbon produs în acest mod natural este oarecum o chestie care mie îmi place uneori să surprind oamenii. Nu. au adevăratul beneficiu a acestei metode, care asta definează o bere belgeană. A doua fermentație în sticlă Beneficiul este că mărește durata de viață în momentul când se îmbutelează berea fără să vrei, pot în sticlă să fie incluși din aer, din prin contaminare, fermenți naturali, care în timp, oxigenul care este introdus, dacă fermentația nu este izobarică, într-adevăr, sunt niște mașinării, niște instalații care purjează totul cu bioxid de carbon. Dar acea drojdie de bere preia foarte rapid controlul prin fermentația care o are și consumă tot bioxidul de carbon, că asta face ea. Consumă bioxid de carbon, face alcool, bioxid, consumă oxigen, face bioxid de carbon și alcool. Și în acel moment berea devine sterilă în interior. Ea oarecum își încetează activitatea, drojdia cade la fund, pentru că nu mai are. Dar orice ferment care își fi intrat în sticlă, nu mai poate să se dezvolte, să strice berea. De ce? Pentru că el este aerob, are nevoie de oxigen. Or, consumându-i oxigen în, prima, în, primele ore, în prima fază, cu ajutorul drojdii, este o metodă pe care se folosește și în fabricarea șampaniei, dar în general a fost descoperită de, de foarte mult timp, nu este. de este o, această metodă se oarecum cronofagă consumă foarte mult timp pentru a aduce o bere de momentul unde ai făcut-o până în momentul când să bea. Fermentația primară, în general, durează cam 14 zile. Mai urmează o mică perioadă de, de curățare, oarecum, puțin până manipularea temperaturii din rezervorul de fermentare. Anumite beri au nevoie de lucrul ăsta, după aceea, urmează o perioadă de, de filtrare la rece, cum zicem noi, adică de limpezire. Se coboară brusc temperatura în, în lichid, și atunci abera începe să se depună. Care ține. Depinde de cât de joasă este temperatura. Eu nu reușesc sub două săptămâni, trei săptămâni sub nicio formă să o fac să devină limpede nici nu pot să cobor mai în jos de 2 grade temperatura. Probabil dacă aș duce-o la 0 grade, da, dar nu aș consuma cam mult curent și nici nu cred că... Dar una peste alta să închid sub o lună, o lună și ceva, cea mai simplu se dintre berii, nu pot. Asta mi-a atins și în cam, în general, cam 3 luni de zile o am din momentul. Mai intervine și acea fermentație în sticlă care mai mănâncă așa o săptămână până în două săptămâni. După aceea trebuie să o dai la rece să-ți lașeze. Ai ține și acolo iarăși o săptămână, o săptămână și ceva, două săptămâni. Deci să adaugă săptămână după săptămână, săptămână săptămână și vezi că ai o medie cam de două luni pe fiecare beci, pe fiecare șarjă de bere. De asta spun că nu poți să faci bere la comandă, pentru că trebuie să respecti etapele de fabricare ca să se numească bere craft. Toți facem asta. În funcție de cât de eficient suntem și de ce vrem de la o bere, da, poți să scurtezi cu zile, cu o săptămână, dar nu cu mai mult. Nu mai mult. Nu ai cum. Nu ai cum. Și așa ți-e frică că s-ar putea ca berea să nu iasă, că, eu știu, ai fost tu grăbit ca să scoți, ai un eveniment și vrei să ai la data respectivă berea. De asta nici nu se lucrează cu bere pe stoc foarte mult, oricum nici producțiile nu sunt mari. Foarte mulți au fermentatoare mici, de 500-700 de litri, pentru că mai bine prefer să lucrez cu mai multe tipuri de bere, având o, o gamă mai largă de beri, decât cantități mai mari pe un singur tip de bere. Este o bere de nici. am un vice pe care vreau să-l să aduc publicului, am un double pe care vreau să-l fac, dar ăsta a fost chiar pentru mine double este o pere foarte, foarte complicată, pentru că poți obține altceva și nu double. Și până la urmă, cred că am dus-o acolo, berea, unde vreau și o să, o să ajungă și la sticlă. Și mai am o, o belgiană o specială, așa, care îmi place soții mele. Foarte mult mereu ziceți că nu o scoți pe aia. A zis, dacă cumper tot lotul, o fac. Cam astea ar fi, cam trei bere aș mai vrea să mai scot. Momentan, după aceea voi vedea și care... Și cu în piață, nu pot să fac bere pentru mine. Trebuie să fac bere pentru consumator. Cred că este berea care îți place. În rest, totul este poveste. Dacă îți place o bere, este o bere bună. Dacă este o bere corectă și nu este o bere cu defecte. Poate îți place ca fiind necunoscător sau, eu știu, îți place că ești băutor de bere la Pet. Nici o problemă. Dar, o bere bună, eu zic că este berea care îți place. În rest, totul este, este o poveste. Poate este un ego. Dacă mie îmi place triple sau eu știu, nu înseamnă că ție trebuie să și placă. Ție îți place altă bere și respect părerea celui care îmi bea berile. Chiar le ascult. Și stau să mă gândesc de ce îi place în fundul ăla, de ce îi place. E foarte greu. De altfel că berea este rece. Iarăși este un mit că berea trebuie servită rece. Da, anumite beri, dacă sunt puternic carbonatate, înțeapă pe limbă și merg reci. Dar, de exemplu, Tripelul. Tripelul este o bere pe care să bea mai degrabă la temperatura camerei, așa cum să bea vinul. Adică peste 8 grade. 8, 10, 12 grade. Temperatura pivniței, cum să zicea, este temperatura camerei. Nu temperatura camerei când sunt 24 de grade. Pentru că abia atunci... Tot ce înseamnă aromele le încep să iasă din pahar și le simți. Iar să folosesc pahare la berea mea, pentru că dacă ați observat are o mică depunere de drojdie exact, aș putea să spun că este, haideți zicem, un semn că berea are fermentație în sticlă și este o bere artizanală. Nu este filtrată, de aceea să punem pahar ca să nu tulburi cu sedimentul respectiv, să nu tulburi paharul. Da, cred că asta este o chestie, o știe toată că... Am zis-o eu așa că de foarte multe ori o mai repet când văd oamenii că se grăbesc așa, să o bea din sticlă. Să bea și din sticlă, de ce nu? Dacă n-ai pahara acum, nu o să stai lângă o bere, să suferi că ca să part o aristocrat sau eu știu, mai cu... No. Până la urmă este ok oricum. Aceasta a fost doar o parte din povestea Bericurentului. Te încurajăm și pe tine să vii aici, să faci cunoștință cu producătorii locali și să descoperi gustul autentic. Drumul nostru pe via Profi continuă, stai cu ochii pe noi!